Bun găsit, sunt Veronica Maftei și vă prezint jurnalul Canal Sud. Astăzi, la școala gimnazială Tudor Vladimirescu, unde s-a pus la dispoziție sala de sport pentru strângerea donațiilor pentru Ucraina, Crucea Roșie Călăraș a pregătit pachetele pentru următorul convoi care va pleca peste graniță la vecinii noștri ucraineni. Crucea Roșie Călăraș a fost sprijinită de jandarmii și pompierii călărășeni, dar și de lucrătorii Brico Depot. Suntem tot la sala de sport a școlii Tudor Vladimirescu, de aici, din Călăraș. Astăzi suntem într-o mare agitație pentru că pregătim tirul care pleacă la București mâine dimineață. Ne alăturăm cu acest tir plin de ajutoare, ne alăturăm convoiului care va pleca în Ucraina. Este un convoi format din 8 tiruri, unul de la Călăraș, 2 de la Dâmbovița, 2 de la Cluj, de la Sălaj, parcă. De la sediu central avem de dat de toate, de la conserve, adică produse alimentare, ulei, făină, mălai, avem laptele praf și pampers și care sunt achiziționați cu ajutorul banilor strânși la concertul umanitar organizat la Călăraș. Să sperăm că săptămâna viitoare mai trimit încă 2 tiruri, pentru că marfă este de încărcat, dar nu avem posibilitatea să o aranjăm pe paleți și să încărcăm tot săptămâna aceasta. Și săptămâna viitoare și săptămâna cealaltă ne vom alătura cu câte un tir. Mă bucur foarte tare că avem sprijinul ISU, Călăraș. Normal, pompierii sunt cei care ne ajută în toate acțiunile. Ne sprijină cu foarte mulți voluntari și jandarmeria Călăraș, prietenii noștri de suflet. Au venit și băieții de la Brico Depot, care ne ajută cu paletatul și înfoliatul. Ne-au adus și o lisă. Primăria Călăraș ne ajută cu ustensile de urcat în camion. Suntem mulți. Astăzi cred că suntem în jur de 20 de voluntari. Să sperăm că terminăm repede. Uite, Dumnezeu ține cu noi și vremea este frumoasă, nu murim de frig afară și o să facem treabă bună și frumoasă. În ultima vreme am tot citit comentarii pe rețelele de socializare în care oamenii sunt cumva revoltați de implicarea Crucii Roșii în ajutorarea refugiaților ucraineni, aceștia amintind că bătrânii și copiii din România au nevoie de ajutorul nostru și că în această perioadă am uitat de ei. Din acest motiv am invitat-o pe reprezentanta Crucii Roșii, filiala Călăraș, Aura Giurcă. Bun găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră să lămurim cumva cetățenii călărășeni. Vrem să le spunem când s-a înființat Crucea Roșie și ce scop are Crucea Roșie? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. Crucea Roșie Română a luat ființă în anul 1876 prin decret regal. La Călăraș, Crucea Roșie, avem prima atestare din 12 decembrie 1924, iar cu mici sau mari pauze, Crucea Roșie și-a făcut treaba și aici pe plan județean. În momentul de față ne dezvoltăm, avem mai multe proiecte pe care le implementăm și cu siguranță ne facem treaba așa cum trebuie. Deci nu v-ați rezumat doar la colectare și de ceilalți oameni nevoiași care au nevoie de voi, i-ați uitat, așa cum spun. Crucea Roșie este o instituție. Asta nu înseamnă că doar colectăm pentru unii sau pentru alții. Noi avem cursuri de calificare în desfășurare, avem colectele pe care le organizăm lună de lună și de fiecare dată, de fiecare sărbătoare mare, de Paște și de Crăciun, avem oameni pe care noi avem în grijă, le ducem alimente neperisabile, le ducem mâncare caldă, bătrâni cărora noi le oferim servicii sociale și servicii medicale în măsura în care este nevoie. Avem ambulanța de Cruce Roșie care își desfășoară activitatea în continuare, iar acum avem aceste colecte pe care noi le manageriem la nivel de județ, colecte care sunt pentru persoanele refugiate din zona de conflict, din Ucraina. Asta nu înseamnă că nu ne mai vedem de treabă. Avem o grămadă de cazuri pe care le rezolvăm sau la care participăm, așa cum făceam și până acum, adică strângem bani pentru diverse cazuri medicale, avem bătrâni pe care îi transportăm chiar și gratuit la medic, la consultații, avem copii pe care îi îmbrăcăm. Asta este la ordinea zilei, adică este ceva super obișnuit pentru noi.
Nu pot să spun că acum a venit treaba asta și am oprit toată activitatea. Doar că acest lucru din ce se întâmplă acum în ultima perioadă a fost mai mult mediatizat și probabil lumea n-a mai văzut și altceva, a văzut doar refugiați, Ucraina, și probabil din cauza aceasta s-au gândit că Crucea Roșie nu mai face și altceva în afară de... De a toată, ajuta pe, toată treaba pe asta cu războiul este o chestie nouă pentru toți din Crucea Roșie, nu numai pentru călărași. Este ceva nou și este normal să ne dăm silința să facem treabă bună. De aia am și postat pe toate rețelele de socializare, am postat pe toate canalele de televiziune și de radio, nu numai eu, dar și colegii mei din țară, ceea ce facem noi, pentru că aici este vorba de donații, este vorba de donații materiale, dar și financiare, și noi trebuie să justificăm fiecare din aceste donații. Dar, așa cum am spus, în continuare noi avem treaba noastră de Cruce Roșie, avem angajați care își văd de treaba lor în continuare. Am văzut și eu pe foarte multe rețele de socializare ce facem cu bătrânii și cu amărâții noștri și cu copiii noștri. Aceasta este cea mai des. Cei care au ajutat bătrânii și copiii până acum sunt cei care ajută și Ucraina acum. Ceilalți care... Nu împiedică nimeni pe nimeni ca să doneze. Vrei să donezi și vrei să ajuți? În continuare poți să o faci. Nu sunt lăsați deoparte. Nici bătrânii și nici copiii. Sunt absolut convinsă că toate filialele de Cruce Roșie din țară își continuă misiunea umanitară pe toate planurile. Pentru că știu lucrul ăsta, pentru că noi ținem legătura între noi și ne consultăm unii cu alții. Vorbim, ne sfătuim, întrebăm unde nu cunoaștem. Nu există. Deci, lumea este ușor să vorbești. Este foarte ușor, este mai greu să donezi. Cei care, așa cum am spus, cei care au donat până acum, vor dona în continuare. Ceilalți, nu. Nu împiedică nimeni pe nimeni să ajute. Așa este. Îți mulțumim mult de tot și sper că ce am discutat noi astăzi să se lămurească cumva această incertitudine, cum că nu mai ajutați și alte cazuri în afară de refugiați. Noi avem așa de multe fotografii, așa de multe procese verbale de la toate acțiunile pe care le-am făcut și de-a lungul anilor și acum în perioada aceasta. Nu pot să spun că nu mă afectează. Mă afectează răutatea asta câteodată, gratuită. Că dacă ar fi pe bani, n-ar mai fi așa. Din păcate așa este. Eu știu că mi-am făcut treaba, voluntarii mei își fac treaba, colegii mei din țară își fac treaba. Sunt absolut convinsă. Așa este. Îți mulțumim încă o dată, Aura. Și eu vă mulțumesc. Cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitate de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca cetățenii români. Cu ajutorul Agenției Naționale a Ocupării Forței de Muncă și prin Ministerul Muncii, AJF Călăraș pune la dispoziția refugiaților, cetățenilor ucrainieni, locuri de muncă în funcțiile de studiile persoanelor care vin în a se înscrie în cadrul AJF Călăraș. La acest moment, Agenția Județeană pentru Ocupare Forței de Muncă Călăraș, ca și locuri de muncă vacante, avem în diferite sfere de activitate. Avem, spre exemplu, vă pot citi Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân. Sunt administrator, un post de administrator și îngrijitor de câini. Avem în administrație publică servicii publice în panificație, lucrător gestionar, operator fabricare mezeluri, avem măcelar, operator fabricare mezeluri, lucrător gestionar, femeie de serviciu, tot felul, confecționer, mașinist, muncitor, necalificați, excavator, tot felul de meserii. Sunt o groază de meserii care ar putea veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor ucraineni și nu numai. Vă pot spune că AJFM Călăraș a constituit echipe de lucru care s-au deplasat în teren și pentru a veni în sprijinul cetățenilor refugiați din Ucraina în România și pe raza județului Călăraș. Spre exemplu, am fost și eu personal cu colegi de-ai mei la autogară, la gară, la protoierie, la biserica Nifon, chiar am văzut acolo, erau persoane refugiate la adăpost și în condiții foarte bune.
În eventualitatea în care rămân pe raza județului Călăraș și își doresc un loc de muncă. La acest moment, doar o singură persoană o avem în evidență. Chiar astăzi a venit un tânăr de 33 de ani care locuiește în Călăraș cu chirie. Este împreună cu soția și cu trei copilași ai dumnealor. Și colegele mele, chiar din aceste pliante care... Chiar se spune dreptul la muncă, serviciile gratuite oferite de noi AJOFM, informare, consiliere, medierea muncii, după toate cele pe care specialiștii din cadrul AJOFM Călăraș i-au acordat tânărului ucrainean, i s-a identificat un loc de muncă la o firmă în agricultură, cu un salariu motivant și sperăm să-i fie foarte bine. Era foarte mulțumit, noi suntem mulțumiți că am reușit ca să-l ajutăm și cu siguranță o să fie bine. Salariu motivant și toate celelalte drepturi, nu numai special pentru cetățeanul ucrainean, cum și de altfel și pentru cetățenii din România. În cursul zilei de astăzi am aflat că mai există o doamnă care își dorește să lucreze în confecția, confecționer mașinist. O să mă deplasez cu o colegă de-a mea ca să luăm legătura cu dumnea ei, să o aducem la noi, să o înregistrăm în evidența noastră pentru a-i oferi un loc de muncă disponibil vacant. Colegii mei chiar au luat legătura cu angajatorii care doresc și, da, într-adevăr, este binevenită în rândul colegilor de la angajatorii respectivi. Oferim servicii gratuite, nu numai pentru ucraineni, cât și pentru cetățenii noștri. Încercăm să venim în sprijin pentru a fi bine și tinerilor și persoanelor mai în vârstă, pentru a duce... Eu am o vorbă, pentru a avea bănuții de a pune o pâine pe masă copiilor și nu numai. O persoană din satul Călărașii Vechi, comuna cu Zavod, a descoperit o grenadă defensivă, muniție rămasă neexplodată în propria gospodărie, în timp ce efectua lucrări pentru construirea unui gard. Un echipaj de specialiști pirotehnici din cadrul ISU Călăraș a intervenit prompt și a înlăturat pericolul. În data de 15 martie 2022, ora 12, un echipaj de specialiști pirotehnici din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș s-a deplasat pe raza comunei cu Zavod pe strada principală din satul Călărașii Vechi pentru ridicarea, sanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată și transportul unei grenade defensive. Specialiștii pirotehnici din cadrul ISU Călăraș au intervenit cu promptitudine cu auto specială pirotehnică și au ridicat elementul de muniție rămasă neexplodată pe care l-au depozitat în vederea distrugerii ulterioare. Președintele PSD Marcel Ciolacu susține producătorii români și companiile românești pentru a fi o prioritate în această perioadă. Mă bucur că am reușit să trecem de Camera Deputaților legea prin care instituim obligativitatea criteriului verde la licitații după model european, prin care susținem capitalul românesc și implicit comunitățile în care aceștia își desfășoară activitatea. Concret, această lege inițiată de PSD va da o șansă în plus firmelor românești de a participa cu succes la licitațiile publice ale statului. Astfel, în evaluarea ofertelor la licitații, vor fi punctate suplimentar companiile capabile să asigure o poluare cât mai mică, ca urmare a unui traseu de transport cât mai scurt. Pe scurt, cu cât ești mai aproape cu marfa de destinație, cu atât ești mai avantajat. Am făcut această lege în urma întâlnirilor cu reprezentanții mediului de afaceri, care mi-au spus cum în Germania, de exemplu, un producător din München este în mod clar mai avantajat la licitație decât unul român, pentru că primește punctajul maxim pentru criteriul verde, adică poluare redusă. Asta vom face acum și în România. Companiile românești au nevoie de o susținere corectă din partea statului, mai ales în actualul context economic, a precizat Marcel Ciolacu pe pagina sa de socializare. România are o capacitate totală de producție a energiei electrice de peste 18.000 de megawatts, cele mai multe centrale fiind hidro și pe cărbune, arată datele oficiale postate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie, potrivit Agerpres. În urmă cu 3 zile, ministrul mediului, Tanțoș Barna, anunță că România va trebui să repornească în regim de forță majoră și cu caracter temporar și centrale termice pe bază de cărbune. Această soluție țintește dobândirea independenței într-un termen cât mai scurt, preciza ministrul. Ministrul Tanțoș Barna a amintit într-o postare pe Facebook că Europa se află într-o criză energetică peste care s-au suprapus distrugerile provocate invadării Ucrainei, astfel încât toate statele europene caută soluții pentru reducerea dependenței la importurile de gaze și țiței din Rusia.
Dincolo de distrugerile provocate de război, Europa se află și într-o criză energetică. Toate statele europene caută soluții pentru reducerea dependenței la importurile de gaze și țiței din Rusia. În acest context, România va trebui să facă pași concreți, raționali, în direcția asigurării independenței energetice. Identificăm soluții ca toate capacitățile de producție să fie finalizate în regim de urgență, afirmă ministrul mediului. Organizația județeană Călărași a Tineretului Național Liberal are un nou președinte interimar. Este vorba despre Liviu Petrache. Acesta spune că funcția pe care o deține îl responsabilizează și mai mult în ceea ce privește implicarea în proiecte cu, pentru și despre tineri. Încrederea pe care am primit-o din partea Biroului Național al Tineretului Național Liberal și conducerii PNL Călăraș mă onorează. Îmi încep mandatul de președinte interimar al PNL Călăraș într-o perioadă complicată din punct de vedere social, o perioadă în care cu toții ne gândim și mai mult la viitor, mai ales noi, tinerii. Funcția politică cu care am fost însărcinat, funcție pentru care voi cere votul tinerilor liberali din județ în perioada următoare, mă responsabilizează și mai mult în ceea ce privește implicarea în proiecte cu, pentru și despre tineri, a declarat Liviu Petrache. Duminica 27 martie 2022, începând cu ora 19 în sala Barbu Știrbei, Fuego și bandul său ne vor încânta inimile cu melodiile sale. Dragi prieteni, de când aștept eu să revin la Călăraș? Vreau să vă spun că acolo e un public minunat. Oamenii de acolo mă iubesc, mă apreciază arta, mă apreciază muzica. Așadar m-am gândit să vin cu spectacolul meu de primăvară. Te regăsesc primăvară. La Călăraș, nu oriunde, ci la Centrul Județean de Cultură și Creație din Călăraș, sala Barbu Știrbei. Pe 27 martie, la ora 19, rezervările se pot face la 0784202738. Vin cu un spectacol romantic, cred că muzica poate schimba sufletele noastre în perioada aceasta și mai cred că trebuie să fim buni și să încercăm pe cât se poate să ajutăm. Vă aștept la Călăraș pe data de 27 martie să cântăm împreună cu bandul meu în sala aceea superbă unde este o acustică perfectă. Așadar, nu uitați! Vă aștept la Călăraș. Societatea EcoAqua anunță întreruperi de furnizare a serviciilor de apă pentru municipiul Călăraș în zona blocurilor A în data de 16 martie în intervalul orar 9-12. Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. Pe mâine!